Ele é rio, desço na peceira, cura e viu. Jesus Cristo aos traias teia viu. E a bola de morte a um bicho e traias teia um beijo. E é rio, desço na peceira, cura e viu. Jesus Cristo aos traias teia viu. E a bola de morte a um bicho e traias teia um beijo. Se întâmplă ca România să fie o națiune care să fie trezită spiritual. Astăzi, mii de creștini se întâlnesc pe Național Arena în București pentru a sărbători învierea Domnului Iisus Hristos. Este un eveniment pe care toți creștinii din România și nu doar îl sărbătoresc cu o mare, mare bucurie. De aceea, Asociația Suflet Salvat, în colaborare cu Biserica Profides din București, se alătură acestei campanii și vrem din suflet să sprijinim orice eveniment care produce o trezire spirituală în România. De aceea, implică-te și tu și nu sta nepăsător! Iisus Hristos trăiește, e viu. E boldul morții a învins și trăiește în veci. Cheamă și cere îndurare. Iisus e viu și stă iertare. Cheamă și cere El este jertfa de salvare. Cheamă și cere îndurare. Iisus e viu și stă iertare. Cheamă și cere îndurare. El este jertfa de salvare. Asociația Suflet Salvat a împărțit 300 de Biblii ca oamenii să afle mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu. Am venit ca acești oameni să cunoască Biblia, să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și legile Lui și ca păcatul să nu mai trăiască în ei. Am venit ca acești oameni să cunoască ceea ce înseamnă și dragostea lui Dumnezeu și, cel mai important, să cunoască iertarea pe care Domnul Iisus Hristos o poate da. El boldul morții a învins și trăiește în veci. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și ai o Biblie acasă, implică-te și tu și donează pentru a continua lucrarea aceasta.